Doamnelor și domnilor, stimate și stimați colegi, bine ați venit la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației, că sunteți astăzi la ceas aniversar alături de colectivul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni. Onorați membri ai prezidiului, distinsă asistență. Marcăm astăzi un moment de mare sărbătoare pentru stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni, moment generat de aniversarea a 55 de ani de cercetare dezvoltare în slujba agriculturii zonale, în slujba agriculturii naționale, în slujba celor care trudesc pentru obținerea pâinii noastre cea de toate zilele. În acest moment aniversar, considerăm că este meritoriu să aducem un prinos de recunoștință tuturor celor care au contribuit la înființarea stațiunii. Celor care au susținut și continuat activitatea în această unitate. Dumneavoastră, oaspeților noștri dragi, care ați dat curs invitației și care, în decursul timpului, ați sprijinit, susținut și popularizat activitatea desfășurată în această unitate. Tuturor vă adresăm profunde sentimente de gratitudine, respect și prețuire, împreună cu mulțumirile ce se cuvin pentru tot efortul depus în acest interval de existență al stațiunii. Sigur, astăzi este momentul să ne aducem aminte cu pioșenie și de cei dispăruți dintre noi, care de sus ne privesc. Îi asigurăm că nu i-am uitat și propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lor. Vă mulțumesc! Dragi oaspeți, stimate și stimați colegi, Comitetul de Organizare a acestei manifestări a propus un program care include o prezentare a activității celor 55 de ani de cercetare și dezvoltare în domeniul culturilor de câmp, istoric, realizări și perspective, prezentare realizată de directorul unității. Urmează apoi salut din partea participanților și, sigur, o vizită a câmpurilor experimentale, vizită pe care o vom face în trecere din microbuze. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să intrăm în programul manifestării de astăzi și să-mi îngăduiți să fac acea prezentare a rezultatelor obținute de unitatea noastră în decursul perioadei de activitate. Vă mulțumesc! Aș invita și membrii prezidiului să ocupe un loc în sală, pentru că prezentarea este pe ecran și ați invitați, stimate și stimați colegi, vă rog să-mi îngăduiți încă o dată să vă adresez urarea de bun sosit la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni, la această manifestare aniversară dedicată a 55 de ani de activitate a unității, manifestare pe care o organizăm după cea din 14 iunie 2012,
când unitatea sărbătorea atunci 50 de ani de activitate și când mi-am încheiat prezentarea cu salutul de la revedere în anul 2017. Iată că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ne revedem astăzi, 14 iunie 2017, la Stațiunea Secuieni, Unitate de Cercetare Dezvoltare pentru Agricultura din centrul Moldovei, unitate care a fost înființată prin Ordinul 976 din 23.12.1961, ordin semnat de Ministrul Agriculturii de la vremea aceea, care, la articolul 3, precizează că se înființează stațiunea experimentală Secuieni pentru agricultura din centrul Moldovei, stațiune care se reorganizează pe baza gospodăriei agricole de stat Secuieni și a școlii agricole Roman din regiunea Bacău. De la înființare și până în prezent, unitatea a fost reorganizată prin diferite acte legislative, ultimele dintre ele fiind legea 45/2009, modificată și completată prin legea 72/2011. În conformitate cu această lege, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ei, unitățile de cercetare, dezvoltare din domeniul agriculturii trebuiau reorganizate prin hotărâri de guvern. Iată că de la intrarea în vigoare a acestor acte legislative s-au scurs 8 și respectiv 6 ani și a trebuit ca la Ministerul Agriculturii să vină conducerea actuală care să impulsioneze întocmirea documentațiilor în vederea apariției hotărârilor de guvern. Și pentru acest lucru vă mulțumim, domnule ministru secretar de stat, pentru că sunteți foarte aproape de unitățile de cercetare, pentru că ne promiteți tot sprijinul și eu sunt convinsă că îl vom avea din partea dumneavoastră. La înființare, stațiunea a avut de realizat două obiective primordiale. Primul dintre ele l-a constituit elaborarea de soluții tehnologice pentru agricultura din regiunea Bacău, ulterior agricultura județelor Neamț, Bacău și Vestul Francei, iar cel de-al doilea obiectiv era cel de producere de sămânță la culturile de câmp din categoriile biologice superioare și a animalelor de grăsime. La înființare, stațiunea a funcționat în această clădire, cunoscută sub denumirea de clădirea laboratorului vechi, care mai există și astăzi, dar care a fost solicitată de urmașii ai proprietarilor, a fost câștigată prin sentințe judecătorești. După obținerea sentințelor, sigur, moștenitorii nu s-au mai prezentat pentru predarea primirea clădirii. În această clădire, în anul 1962, s-a început activitatea de cercetare la stațiunea Secuieni, concentrată pe 4 laboratoare de cercetare, în cadrul cărora lucra un colectiv format din 6 cercetători, sub conducerea științifică a regretatului profesor dr. docent Ioan Lungu și a domnului director dr. inginer Timir Caziu Constantin, care își manifestă regretul că astăzi nu poate fi alături de noi, dar ne trimite salutul domniei sale. În timp, tematica de cercetare s-a diversificat, astfel că în anul 1964 s-au mai adăugat 2 laboratoare de cercetare, pentru ca mai târziu, în anul 1973, să fie înființate laboratoarele pentru cultura plantelor textile și acelui pentru cultura plantelor medicinale și aromatice. Astăzi,
În anul 2017, tematica de cercetare derulată în cadrul stațiunii Secuieni este inclusă în 8 laboratoare de cercetare deservite de un oficiu de cadru. La înființare, stațiunea a avut un patrimoniu funciar de 4.364 de hectare, patrimoniu care s-a menținut neschimbat până în anul 1989. După anul 1990, patrimoniul stațiunii a fost într-o continuă descreștere, astfel că în anexele legii 72 din 2011, mai figurăm cu 386,81 de hectare de teren din toate categoriile de folosință, suprafață care s-a menținut neschimbată până la nivelul anului 2017 și sperăm ca din această suprafață să nu mai plece și alte mici suprafețe către anumiți proprietari. Stațiunea Secuieni este plasată în partea de sud-est a județului Neamț, situată între coordonatele geografice de 26 de grade și 5 minute longitudine estică, 46 de grade și 5 minute latitudine nordică, la o altitudine de 205,7 metri față de nivelul mării. Sediul unității, în care ne aflăm astăzi, este localizat în comuna Secuie, la o distanță de aproximativ 40 de km de municipiul Bacău și 10 km de municipiul Roman. Din punct de vedere ecologic, teritoriul administrat de unitate aparține culoarului Moldova-Siret, culoar care cuprinde forme diferite de relief, de la Luca Siretului și a Moldovei și până la colinile subcarpatice. Diversitatea formelor de relief, sigur, a generat o diversitate de soluri, astfel că în zonele colinare predomină solurile argilo-iluviale. În zonele mai coborâte predomină solurile molice, iar în Luca Siretului și a Moldovei predomină solurile aluviale. Din punct de vedere al aprovizionării solurilor în humus și elemente nutritive, după ultimele analize agrochimice efectuate în anul 2015, rezultatele au arătat că terenurile pe care unitatea le administrează au un conținut de humus cuprins între 1,3 și 2,18%, din acest punct de vedere, solurile fiind caracterizate ca fiind slab spre mijlociu aprovizionate în humus. Ele sunt caracterizate ca fiind mijlociu aprovizionate în azot, mijlociu spre bine aprovizionate în fosfor, slab spre mijlociu aprovizionate cu potasiu și bine aprovizionate în calciu și magneziu. În ceea ce privește climatul, stațiunea este situată într-o zonă cu un climat de tip temperat continental. După datele meteorologice înregistrate la stația proprie a unității, pe durata celor 55 de ani de existență, temperatura medie la Secuieni este de 8,8 grade Celsius, temperatura medie anuală. Luna cea mai rece din an este luna ianuarie, cu o temperatură medie de minus 3,8 grade Celsius, iar luna cea mai caldă este luna iulie, cu o temperatură medie pentru durata celor 55 de ani de observație de 20,4 grade Celsius. Analizând ultimii 10 ani sub aspectul temperaturilor, am constatat că temperatura medie anuală pentru intervalul 2006-2011 a fost de 9,6 grade Celsius, iar pentru intervalul 2012-2016 temperatura medie anuală a crescut la 9,9 grade Celsius,
Deci cu 1,1 grade Celsius mai mult decât media celor 55 de ani de observație, de unde rezultă clar tendința de încălzire a vremii. Luna cea mai rece din an s-a menținut tot luna ianuarie, cu o temperatură medie lunară de minus 2,7 și respectiv minus 3,1 grade Celsius, iar luna cea mai caldă, tot luna iulie, cu o temperatură medie de 21,1 grade Celsius pentru intervalul 2006-2011 și de 21,9 grade Celsius pentru intervalul 2012-2016. Analizând perioada celor 55 de ani sub aspectul temperaturilor, am constatat că 40 din cei 55 de ani au fost caracterizați ca fiind normali, ponderea deținută de aceștia fiind de 72,2%. 7 ani au fost caracterizați ca fiind răcoroși, cu o pondere de 13%. 6 ani au fost caracterizați ca și călduroși, cu o pondere de 11%, iar 2 ani au fost caracterizați ca fiind mai călduroși, cu o temperatură medie anuală mai mare cu 1,9 grade Celsius decât media multianuală, ponderea acestora fiind de 4%. Sub aspectul precipitațiilor, suma medie a precipitațiilor anuale pentru intervalul celor 55 de ani de observație este de 541 de milimetri total neuniform repartizate pe parcursul perioadei de vegetație a plantelor. Luna cea mai ploioasă din an este luna iunie, cu o sumă medie lunară de 85,7 mm precipitații, iar luna cea mai deficitară în precipitații este luna februarie, cu o sumă medie lunară de 19,5 mm. Analizând ultimii 10 ani și sub aspectul precipitațiilor, am constatat că acestea au fost în scădere la 512,3 mm pentru intervalul 2006-2011, pentru ca mai apoi, în perioada 2012-2016, suma medie anuală a precipitațiilor să fie de 479 de mm. De unde rezultă clar tendința de scădere a precipitațiilor și, deci, tendința de aridizare a climatului. Luna cea mai ploioasă s-a menținut tot luna iunie, în schimb, luna cea mai deficitară a precipitațiilor sau în precipitații, în ultimii 10 ani, nu a mai fost luna februarie, ci luna ianuarie, cu o sumă medie lunară de 16,9 mm pentru intervalul 2006-2011 și de 14,6 mm pentru intervalul 2012-2016. Analizând anii de observație și sub aspectul precipitațiilor, am constatat că 50% din perioada analizată a inclus ani caracterizați ca fiind normali sub aspectul precipitațiilor, 28% din perioada analizată sau din perioada de activitate a unității a cuprins ani caracterizați ca fiind secetoși, iar 22% din perioada de activitate a unității a cuprins ani caracterizați ca fiind ploioși, foarte ploioși, mai puțin ploioși. De la înființare și până în prezent, stațiunea Secuieni a avut diferite denumiri și diferite subordonări. A purtat denumirea de stațiune experimentală Secuieni prin ordinul de înființare, 976 din 1961, când stațiunea se afla în subordinea Institutului de Cercetare Agricole din România, până la denumirea de Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, denumire menționată în legea 290 pe 2002, când stațiunea se afla
afla în subordinea Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea, la rândul său, subordonat Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu Șișești, București. Prin legea 45 din 2009, modificată și completată cu legea 72 din 2011, unitatea își menține denumirea de Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, în schimb, trece în directa subordonare a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești. Stațiunea Secuieni face parte din rețeaua stațiunilor zonale, așa cum spuneam, subordonată Academiei de Științe Agricole Gheorghe Ionescu Șișești București. Zona de influență a stațiunii Secuieni, zona în care rezultatele obținute în activitatea de cercetare, dezvoltare a unității sunt cele mai pretabile, este agricultura județelor Neamț, Bacău și Nordul Vrancei. Sigur, la fel ca toate unitățile de cercetare agricolă, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, și stațiunea Secuieni este structurată în două sectoare. Primul dintre ele este sectorul de cercetare, iar cel de-al doilea sector este sectorul de dezvoltare. Principalul obiectiv al activității de cercetare îl constituie efectuarea de cercetări privind tehnologia cultivării plantelor de câmp și a celor medicinale și aromatice, în condițiile pedoclimatice din sud-vestul Podișului Central Moldovenesc. De la înființare și până în prezent, tematica de cercetare a primit finanțare directă în perioada 1962-2002, în urma contractelor încheiate cu principalele institute de cercetări agricole din România, dar și cu unele stațiuni centrale de cercetări agricole. În intervalul 2002-2012, tematica de cercetare derulată la stațiunea Secuieni a aparținut unor programe de cercetare. Tematica a fost obținută prin proiecte de cercetare participante la licitație, în cadrul programelor care s-au derulat în perioada 2002-2012. Este vorba de programele naționale de cercetare, dar și la unele programe cu finanțare europeană. Pentru a ne asigura necesarul de fonduri, și în acest interval, o parte din tematica de cercetare a făcut obiectul unor contracte bilaterale încheiate direct cu companiile producătoare de pesticide și de semințe. Tematica derulată în perioada 2012-2016 este inclusă în 10 proiecte de cercetare, 4 în cadrul programului ADER 2011-2014, 4 în cadrul programului ADER 2015-2018, 2 în cadrul programului operațional sectorial creșterea competitivității economice și în această perioadă, anual, am derulat 15 până la 17 contracte bilaterale cu marile companii producătoare de pesticide, îngrășăminte și semințe, iar la toate acestea se adaugă și tematica proprie a unității care să răspundă cerințelor agriculturii zonale. Înainte de a trece la prezentarea rezultatelor obținute, aș dori să fac următoarea mențiune, și anume că în perioada celor 55 de ani de activitate, conducerile unității au organizat evenimente aniversare din 5 în 5 ani, prezentând realizările din ultimii 5 ani, cele din anii anteriori fiind deja cunoscute.
urmare și în prezentarea de față sunt înmănunchiate rezultatele obținute de unitatea noastră în perioada 2012-2016 pe obiective specifice de cercetare după cum urmează. În cadrul obiectivului de ameliorare a cânepii monoice, a cărui scop este acela de a crea și omologa soiuri de cânepă monoică, soiuri caracterizate prin adaptabilitate ecologică, prin rezistență la atacul organismelor dăunătoare, prin conținut redus în tetrahidrocannabinol, prin productivitate ridicată de tulpini și sămânță și, sigur, prin predabilitate ridicată la recoltare mecanizată. Cercetările din ultimii ani au fost orientate și spre creșterea conținutului în ulei, dar și în ceea ce privește calitatea și compoziția uleiului. Astfel că, în afara celor 6 soiuri de cânepă monoică create și omologate în perioada 1984-2011, în intervalul 2012-2016, la Secuieni, s-au creat și omologat alte 2 soiuri de cânepă monoică. Primul, cunoscut sub denumirea de Secuieni Jubileu, omologat în anul 2012. Cel de-al doilea, cunoscut sub denumirea de Rață, omologat în anul 2016. Soiuri cu destinație mixtă, pentru sămânță, pentru tulpini și fibră, soiuri a căror conținut în tetrahidrocannabinol este cuprins între 0,59 și 0,02%, deci mult, mult mai redus comparativ cu limitele admise de Uniunea Europeană, care sunt de 0,2%. În acest interval am primit spre omologare și avem în rețeaua Istis un nou soi de cânepă monoică care va purta denumirea de succesiv. Este un soi destinat pentru sămânță, a cărui conținut în tetrahidrocannabinol este de asemenea foarte redus, de 0,018%. Tot în acest interval, 2012-2017, pentru soiurile omologate, am obținut și 3 brevete de soi, 2 în anul 2013, 1 pentru soiul Dacia Secuieni, care a fost omologat în anul 2011, cel de-al doilea pentru soiul Secuieni Jubileu, omologat în anul 2012, iar al treilea brevet de soi l-am obținut cu o lună în urmă, pentru soiul de cânepă Rața, omologat în anul 2016. În intervalul 2015-2017, creațiile obținute în cadrul Laboratorului de Ameliorare a Cânepii Monoice au fost prezentate la Târgul Internațional al Cercetării, târg cunoscut sub denumirea de Euroinvent, care se organizează la Iași în luna mai și la care participă peste 50 de țări din Europa, Asia și cred că anul acesta au fost participanți și de peste ocean. Rezultatele prezentate de stațiunea Secuieni au fost apreciate de un juriu internațional după cum urmează. În anul 2015, pentru soiul de cânepă monoică Dacia Secuieni cu care ne-am prezentat la târg, am primit medalia de argint. În anul 2016 am primit 2 medalii de aur, una pentru tehnologia de cultivare a cânepii monoice după metoda Secuieni, iar cea de-a doua pentru soiul de cânepă monoică Rața. În anul 2017 am participat cu soiul de cânepă monoică Secuieni Jubileu, care a fost apreciat de juriu prin acordarea medaliei de argint.
specific al activității de cercetare de la Secuieni este cel de testare ecologică, care experimentează în culturi comparative, soiuri, linii și iris, care urmărește identificarea celor mai pretabile creații la condițiile pedoclimatice ale zonei în care ne desfășurăm activitatea. Pe baza rezultatelor obținute în cadrul acestui laborator, de-a lungul timpului, am introdus în cultură, am multiplicat și am extins în zona de influență a unității cele mai noi creații la majoritatea plantelor de cultură. În ultimii ani, în cadrul acestui laborator, o atenție deosebită a fost acordată și sorbului. Asta datorită tendinței de încălzire a vremii și de scădere a precipitațiilor. La sorb, colectivul laboratorului de testare ecologică a urmărit comportarea unor hibrizi de sorb pentru boabe și furaj la condițiile pedoclimatice, au urmărit de asemenea influența unor factori tehnologici, cu a căror rezultate a elaborat tehnologia de cultivare a sorbului. Rezultatele obținute în acest interval au fost sistematizate, au fost concentrate în această broșură, intitulată Sorbul Cămila Vegetală, editată în anul 2016. În același an 2016, această broșură am prezentat-o și la Târgul Internațional Euroinvent și a fost apreciată de juriu prin acordarea medaliei de bronz. Producerea de sămânță este obiectivul care multiplică semințele din verigi biologice superioare, respectiv sămânța amelioratorului, prebaza 1 și prebaza 2, la soiurile nou create și recomandate de laboratorul de testare ecologică ca fiind cele mai pretabile pentru condițiile pedoclimatice ale zonei noastre. Anual, în cadrul acestui laborator, se produc 400 până la 550 tone de sămânță la cereale, 150 până la 200 tone de sămânță la leguminoase pentru boabe, 7 până la 10 tone de sămânță de cânepă monoică, 1 până la 3 tone sămânță la plantele medicinale și aromatice. În graficele de față, prezentăm producțiile medii obținute în intervalul 2012-2016 în câmpurile de multiplicare a semințelor din categoriile biologice pe bază 2, comparativ cu producția obținută în culturi comparative. La soiurile de grâu la care unitatea produce sămânță, la soiurile de ors de toamnă, de primăvară, de ovăz și criticale, și putem observa că producțiile obținute în câmpurile de multiplicare sunt apropiate bugete din culturi comparative. Protecția sănătății plantelor este un alt obiectiv specific de cercetare, prin a cărui tematică s-a stabilit pentru condițiile zonei structura entomofaunei dăunătoare și a agenților patogeni care produc îmbolnăviri și pierderi de recoltă la plantele de câmp. S-a stabilit bioecologia unor specii dominante dăunătoare pentru culturile din zonă. Și sigur, s-au elaborat sisteme de combatere integrată pentru complexul de agenți patogeni și dăunători la culturile de cereale, leguminoase pentru boabe, plante textile, plante uleioase. În graficul de față prezentăm ponderea lepidopterelor noctuide, a căror larve sunt considerate dăunători periculoși pentru culturile agricole din centrul Moldovei. Sigur că rezultatele obținute și în cadrul acestui obiectiv au fost sistematizate, au fost concentrate în lucrări științifice, unele dintre ele, cum este și cea de față, cu referire la specia Agrotis segetum, a primit premiul Iuliu Prodan
din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice, Ionescu Șișeș, pentru anul 2013, premiul decernat în anul 2014. De asemenea, pe baza observațiilor efectuate în cadrul acestui colectiv, s-a stabilit caracteristica zborului pentru unele lepidoptere dăunătoare. În graficul de față avem caracteristica zborului pentru specia Loxosteges sticticalis. Și la majoritatea culturilor, la fel ca la grâu, ca în imaginea de față, s-au stabilit metodele și momentele de aplicare a măsurilor de reducere a pierderilor de recoltă. În cadrul obiectivului de agrofitotehnia culturilor, cercetările efectuate au condus la optimizarea sistemelor de lucrare ale solului. S-au stabilit cele mai eficiente doze de îngrășăminte cu azot și fosfor pentru culturile de cereale și pentru cele de leguminoase pentru boabe. De asemenea, prin dirijarea factorilor tehnologici și a interacțiunii acestora, s-au urmărit realizarea de producții ridicate la culturile agricole din zonă. Rezultatele obținute în cadrul acestui obiectiv, cumulate cu cele de la obiectivele tocmai prezentate, au condus la elaborarea tehnologiilor de cultivare pentru plantele din cultura mare, pentru condițiile din centrul Moldovei. La Secuieni, în ultimii 20 de ani, s-a încetățenit o practică ca, după încheierea unui ciclu experimental și elaborarea tehnologiilor de cultivare pentru soiurile și speciile introduse în cultură, sau prin îmbunătățirea tehnologiilor deja existente, acestea să fie toate concentrate într-un volum de tehnologii, cum este și cel de față, elaborat de Colectivul de Cercetători al Unității și editat în anul 2015. Și acest volum de tehnologii a fost prezentat la Târgul Internațional al Cercetării Euroinvent 2015, a fost apreciat de juriu internațional, acordându-i se medalia de argint, iar în anul 2016, Academia de Științe Agricole și Silvice ne-a acordat pentru acest volum de tehnologii premiul Nicolae Săulescu. Cultura plantelor medicinale și aromatice constituie un alt obiectiv specific al stațiunii Secuieni. Tematica derulată în cadrul acestui obiectiv este destul de diversificată. De la introducerea în cultură a unor specii noi, bogate în principii active și solicitate de piață, și când spun piață, mă refer la industria farmaceutică, industria alimentară, industria cosmetică, la studiul factorilor tehnologici, care contribuie la elaborarea tehnologiilor de cultivare pentru speciile nou introduse în cultură, dar și îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare pentru speciile deja existente, sigur, tematica finalizându-se prin producerea de sămânță la speciile valoroase, în vederea extinderii acestora în agricultura zonală. Aș face mențiune aici că tematica obiectivului de plante medicinale și aromatice se derulează atât în condiții de agricultură ecologică, cât și în condiții de agricultură convențională. Și în cadrul acestui obiectiv s-au obținut rezultate valoroase. Unele dintre ele au fost prezentate la Târgul Internațional al Cercetării, astfel că în anul 2015, pentru tehnologia de cultivare a speciei Echinacea purpurea, juriu ne-a acordat medalia de aur. Iar în anul 2017 am fost prezenți la târg
cu tehnologia de cultivare a speciei Silibum marianum, care de asemenea a fost apreciată prin acordarea medaliei de aur. Avem spre brevetare la Oficiul de Invenții și Mărci o nouă tehnologie de cultivare a unei specii de plante medicinale, dar procedura de verificare și de elaborare a brevetului de invenții este atât de lungă și atât de greoaie, încât probabil atunci când vom primi brevetul, deja tehnologia va trebui îmbunătățită, că ea deja este veche. În cadrul obiectivului de culturi furajere, la Secuieni s-a studiat și s-a stabilit comportarea unor specii și soiuri de graminee perene pentru condițiile pedoclimatice din zona în care ne desfășurăm activitatea. S-a stabilit structura unor specii și soiuri de graminee și leguminoase perene în alcătuirea unor amestecuri simple și complexe, privind influența acestora în dezvoltarea sau în alcătuirea covorului vegetal și în ceea ce privește cantitatea și calitatea furajului. Și sigur, și în cadrul acestui obiectiv, s-au stabilit elemente tehnologice care contribuie la înființarea pașniștilor temporare. Așa cum spuneam și la început, întreaga tematică de cercetare este deservită de un oficiu de calcul, cel care prelucrează totalitatea datelor obținute în urma observațiilor și a determinărilor pe întreaga tematică de cercetare derulată la Secuieni. Cu un colectiv format din 11 cercetători, cu diferite grade științifice, din care 2 cu gradul științific 1, un cercetător cu gradul științific 2, 4 cercetători cu gradul științific 3, 2 cercetători științifici, un asistent în cercetare și un neatestat, în intervalul 2012-2016, prin derularea tematicii de cercetare, s-au obținut rezultate concretizate în elaborarea a 82 de lucrări științifice, lucrări care au fost publicate în reviste cu cotație B+, și în reviste cu cotație ISI. S-au elaborat de asemenea 56 de lucrări de popularizare, lucrări care au fost publicate în reviste fără cotație. S-au omologat 2 soiuri de cânepă mononică, s-au obținut 3 brevete de soi și avem în analiză o tehnologie pentru care vom obține brevetul de invenție. Tot în acest interval, rezultatele obținute au fost sistematizate în 3 cărți, editate în câte 700 de exemplare fiecare, și 16 pliante în câte 400 de exemplare fiecare. De asemenea, în unitate am organizat 31 de manifestări științifice și de popularizare a rezultatelor, iar colectivul de cercetători și specialiști ai unității noastre a participat în această perioadă la 88 de manifestări științifice, constând în conferințe, simpozioane, sesiuni organizate de alte unități. Și aș face mențiunea aici că participarea cercetătorilor noștri a fost întotdeauna o participare activă prin prezentarea de lucrări în plenul sau sub formă de postere la manifestările respective. Cel de-al doilea sector al unității, sectorul de dezvoltare, este de fapt un continuator al activității de cercetare. Aici, în sectorul de dezvoltare, se verifică tehnologiile nou create sau tehnologiile îmbunătățite. Se verifică tehnologiile de creștere și exploatare a taurinelor din rasa brună de Maramureș și se livrează junici de păsire.
se continuă procesul de multiplicare a semințelor din categoriile biologice bază și certificată 1. Sectorul de dezvoltare este, de fapt, sectorul care asigură legătura dintre activitatea de cercetare și agricultura zonală. După reorganizarea sectorului de dezvoltare, pe care am realizat-o în anul 2008, asta ca urmare a diminuării dramatice a fondului funciar, în momentul de față, sectorul de dezvoltare funcționează în următoarea structură. O bază experimentală vegetală, care multiplică sămânța din categoria biologică bază la majoritatea plantelor de cultură. O bază experimentală mixtă, în cadrul căreia ponderea cea mai mare a activității o constituie creșterea și exploatarea albinelor din rasa brună de Maramureș. Și tot aici producem și furajele necesare efectivului de animale. Stația de uscat și condiționat semințe, care prelucrează întreaga cantitate de sămânță produsă în unitate, dar pe baza contractelor de prestări servicii, prelucrăm sămânță și de la alți multiplicatori și ne dorim cât mai multe contracte aici, pentru că stația de uscat și condiționat semințe este aducătoare de venituri pentru activitatea de cercetare dezvoltare. Și sigur, un sector sau un serviciu de mecanizare care deservește întreaga unitate. În perioada 2012-2016, cu fluctuații destul de reduse de la un an la altul, structura culturilor a fost compusă din cereale, cu o pondere de 45,3%, leguminoase pentru boabe 19%, plante oleaginoase 14,3%, plante textile și rădăcinoase 5%, plante furajere și medicinale 16,4%. În ceea ce privește evoluția fondului funciar din categoria teren arabil, aceasta, așa cum spuneam și la început, a fost într-o dramatică descreștere. De la 4200 de hectare teren arabil, cât administra unitatea în anul 1989, la 334 de hectare teren arabil în domeniul public al statului, cât administra unitatea la finele anului 2016, sigur, această suprafață se menține și în momentul de față. Exploatăm sau administrăm în cadrul unității și în anul acesta o suprafață de aproximativ 930 de hectare, diferența fiind teren lucrat pe baza contractelor de arendă cu proprietarii de teren. Asta datorită imposibilităților de a ne realiza programul de multiplicare a semințelor numai pe terenul din domeniul public al statului. În tabelul de față prezentăm producții medii obținute pe an în perioada 2012-2016, dar și media producțiilor pentru intervalul 2012-2016, la principalele culturi la care unitatea produce sămânță, cu observația că cele mai ridicate producții le-am obținut în anul agricol 2013-2014, respectiv anul agricol 2015-2016. În zootehnie, efectivul de animale a fost în descreștere de la 321 de capete, cât aveam la finele anului 2012, la 234 de capete la finele anului 2016, momentan, în zootehnie, deținem 229 de capete. Această descreștere s-a datorat, pe de o parte, imposibilităților financiare de a efectua modernizarea sectorului zootehnic, iar pe de altă parte, și aceasta este problema cea mai dificilă, fluctuației mari de muncitori cu care ne desfășurăm activitatea în cadrul sectorului zootehnic.
Producția medie de lapte pe cap de vacă furajată a fost cuprinsă între 5.616 litri, cu cât am închis anul 2012, și până la 6.653 de litri, cu cât ne-am înregistrat la finele anului 2013. Iar producția medie de lapte pe cap de vacă mulsă a fost de 6.569 de litri la finele anului 2012, ajungând până la 7.626 de litri la finele anului 2014. Producție care pentru rasa brună de Maramureș este considerată a fi o producție foarte bună. De altfel, aș dori să menționez că stațiunea Secuieni dispune de unul din cele mai valoroase nuclee de tauline din rasa brună de Maramureș. Și asta nu o spun eu, o spun specialiștii din domeniul zootehniei și a medicinii veterinare. Astfel că, prin participarea cu anumite efective sau cu anumite exemplare la târgurile de zootehnie, așa cum a fost participarea noastră în anul 2015, la Târgul Național de Zootehnie, pentru un exemplar, la categoria vaci cu lapte, am obținut locul 2 în cadrul celorlalte rase de vaci cu lapte. Iar pentru exemplarele cu care am participat la Indagra în anul 2015, am obținut diploma de excelență. În ceea ce privește indicatorii economico-financiari ai unității pentru intervalul 2012-2016, putem observa că rezultatul exercițiului financiar a fost pozitiv la finele fiecărui an, cu valori cuprinse între 104.442 de lei, cu cât am încheiat anul 2013, și până la 1.261.112 lei, cu cât am încheiat anul financiar 2015. De altfel, se poate observa că în toți anii, unitatea a dispus de disponibilități bănești în conturile bancare, iar dacă ar fi să analizăm situația economico-financiară după doi indicatori, sau și după doi indicatori, respectiv după solvabilitatea patrimonială și după lichiditatea generală, care observăm că sunt în creștere de la un an la altul, și care demonstrează că resursele disponibile în unitate au fost valorificate eficient, atunci situația economico-financiară a unității se caracterizează ca fiind bună și foarte bună. Întreaga activitate a unității, în această perioadă, am derulat-o cu un personal care a totalizat 105 până la 118 angajați. Numărul angajaților în această perioadă a fost relativ constant. La 30 aprilie 2017, în unitate funcționau 108 angajați, din care 31 în sectorul de cercetare. Din aceștia, 11 sunt cu studii superioare cu diferite grade științifice, 64 de salariați activează în sectorul de dezvoltare și 17 salariați în sectorul administrativ. Aș dori să observați de asemenea că în fiecare an, în intervalul 2012-2016, în unitate, am organizat concursuri de promovare în gradul științific, de cercetător științific și cercetător științific gradul 3. Și anul acesta, săptămâna viitoare, pe 20 iunie, avem aprobat și derulăm procedura de organizare a unui concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific gradul 3.
Și de asemenea, aș dori să menționez că în acest interval a existat o preocupare a tinerilor noștri cercetători de a se specializa prin masterat, prin doctorat, prin studii postdoctorale. În ceea ce privește salarizarea personalului, salariul mediu pe unitate a fost de 1135 de lei la finele anului 2012 și a ajuns la 1955 de lei la 30 aprilie 2017, asta prin intrarea în vigoare a unor acte legislative care au permis majorări de salarii la anumite categorii profesionale. În sectorul de cercetare, salariul mediu pe sector a variat de la 1140 de lei în anul 2012 și până la 2078 de lei la 30 aprilie 2017. Iar în sectorul de dezvoltare, variația a fost de la 1133 de lei în anul 2012 la 1916 lei la 30 aprilie 2017. Și în această perioadă, 2012-2016, a existat o preocupare permanentă a conducerii unității, a colectivului de cercetători și specialiști din unitate pentru dotarea laboratoarelor cu aparatură de laborator, cu tractoare, mașini agricole pentru câmpul de cercetare și pentru câmpul de dezvoltare. Și tot în această perioadă am modernizat în totalitate atât fluxul de primire, cât și fluxul de prelucrare la stația de uscat și condiționat semințe. Sigur că alături de derularea tematicii de cercetare, stațiunilor de cercetări, în momentul de față, le revine sarcina de a-și promova și de a-și implementa rezultatele în agricultură. Asta datorită lipsei acelei verigi intermediare care să contribuie la implementarea rezultatelor. Și în acest sens, a existat la Secuieni preocuparea colectivului de cercetători și specialiști în promovarea rezultatelor obținute și pe care tocmai l-am menționat și aș vrea să mai fac precizarea că la Secuieni, an de an, în acest interval, am produs câte 1550 până la 1850 de tone de sămânță din categorii biologice superioare, cu preponderență din categoria biologică bază, sămânță care am pus-o la dispoziția agriculturii zonale și nu numai. În imaginile de față, prezentăm câteva aspecte privind extensia rezultatelor obținute în activitatea de cercetare, dezvoltare a unității noastre. Extensie derulată sub diferite forme. La Secuieni s-a mai încetățenit o practică, aceea ca la fiecare manifestare aniversară, rezultatele obținute în ultimii 5 ani să fie concentrate într-un volum omagial cu lucrări științifice, cum este și volumul de față, dedicat aniversării a 55 de ani de cercetare dezvoltare la Secuieni, volum pe care dumneavoastră l-ați primit în mapele de la intrare. Și de asemenea, în acest an am reeditat și reactualizat și broșura de prezentare a activității unității. Pe baza rezultatelor obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare, stațiunea Secuieni
prezintă următoarea ofertă către agricultura zonală. Stațiunea oferă tehnologii de cultivare specifice zonei, la cereale, la plante tehnice, la leguminoase pentru boabe, la plante medicinale și aromatice. Stațiunea oferă soiuri de câne pămânoică. Oferă sămânță din categoriile biologice bază la majoritatea plantelor de cultură. Stațiunea oferă sămânță, material vegetal și materii prime la plantele medicinale și aromatice. Oferă soluții, răspunsuri, variante la problemele agriculturii zonale generate de variații ale factorilor de mediu. Stațiunea efectuează prestări servicii în prelucrarea semințelor, constând în uscare, condiționare, calibrare, tratare și ambalare. Și nu în ultimul rând, stațiunea oferă material de prăsilă, constând în junici din rasa bună de Maramureș, așa cum spuneam, dintr-un nucleu destul de valoros pe care unitatea îl deține. În imaginile de față prezentăm câteva aspecte din câmpurile experimentale, din câmpurile de multiplicare a semințelor din categorii biologice superioare, la cereale păioase, la floarea soarelui, la soia, din nou la soia, la soiul eugen, aspecte din câmpurile de protecție a culturilor de porumb, de rapiță, aspecte din cultura comparativă cu soiuri și linii de cânepă pentru fibră, aspecte din câmpurile cu experiențe destinate culturii sorgului, din câmpurile de plante medicinale și aromatice. De altfel, noi în programul zilei de astăzi avem și o trecere în revistă a câmpurilor experimentale dintr-un tur pe care îl vom face cu mașinile. Ca o concluzie generală, pe baza rezultatelor obținute, și aș dori ca pe baza acestei concluzii să nu mă considerați lipsită de modestie, este aceea că în unitatea de față, în momentul de față, unitatea este o unitate vizibilă și credibilă în rândul unităților de cercetare agricolă din România. Este o unitate stabilă din punct de vedere economico-financiar, o unitate care răspunde preocupărilor agriculturii zonale, îndeplinindu-și menirea pentru care a fost înființată. Și sigur, toate aceste rezultate nu ar fi fost posibil a fi obținute fără implicarea întregului colectiv de salariați ai unității, colectiv coordonat de șefii de sectoare, servicii, laboratoare, și pe care v-aș ruga să-mi îngăduiți să-l nominalizez. Parte din ei sunt în sală, pentru că doresc să-i cunoașteți și dumneavoastră. Întreaga activitate economică a unității este coordonată de șeful contabil al unității, de doamna economist Rotaricul Lili Brândușa. Activitatea de cercetare este coordonată în momentul de față, cu începere din anul 2016, de către doamna doctor inginer Margareta Naie, cercetător științific gradul 3, iar în intervalul 2007-2008, secretar științific la stațiunea Secuieni a fost doamna doctor Cornelia Lupu. Activitate din cadrul sectorului de marketing, achiziții publice și aprovizionare este desfășurată de domnul doctor inginer Dumitru Troduș. Serviciul financiar contabil este coordonat de domnișoara economistă Laura Cioban. A biroului resurse umane și salarizare de domnul inginer Remus Pisecaru. Și sigur, întreaga activitate jurului
publică și cea care urmărește îndeaproape respectarea legislației este doamna jurist consult Petronella Cornelia Sobun. În sectorul de cercetare, tematica de cercetare derulată în cadrul obiectivelor specifice cuprinde următorul grup de cercetători. În domeniul ameliorării clinicii monoice, își desfășoară activitatea doi cercetători cu gradul științific 3, respectiv domnișoara doctor inginer Lorena Diana Popa, doamna doctor biolog Alexandra Andreea Burus, care are câteva zile de concediu, astăzi nu este aici. Activitatea laboratorului de testare ecologică este derulată de către cercetător științific gradul 3, doctor inginer Simona Florina Isticioia și de doctor inginer Leonte Alexandra, cercetător științific, dar care împlinește toate condițiile pentru a participa la concurs pentru promovarea în gradul științific 3. Activitatea de producere de sămânță este coordonată în momentul de față tot de secretarul științific, dr. inginer Margareta Manie. Tematica laboratorului de protecție a plantelor este derulată de subsemnata, împreună cu colega mea, asistent în cercetare, Paula Lucelia Ursache. Tematica de agrofitotehnia culturilor este derulată de doctor inginer Lupu Cornelia, cercetător științific. Iar tematica de plante medicinale și aromatice este coordonată de secretarul științific, derulată împreună cu doctor inginer Dobre Iuliana, cercetător științific. Și sigur, întreaga activitate a oficiului de calcul este desfășurată de analistul programator principal 1, domnul inginer Mihai Roman. Activitatea sectorului de dezvoltare pe baze experimentale este coordonată după cum urmează. Baza experimentală vegetală, cea care se ocupă de multiplicarea semințelor, activitatea este coordonată de șeful de fermă, șeful bazei experimentale, inginer Mărzan Bogdan. La baza experimentală mixtă, activitatea este coordonată de șeful fermei, inginer Pădureanu Sănică. Iar din această primăvară ne-am extins colectivul de cadre cu pregătire superioară prin angajarea unui inginer agronom, a domnului Alin Isticioaie, care e reținut în fermă cu probleme organizatorice, iar de curând, peste două zile, o lună de zile de când își desfășoară activitatea în cadrul fermei zootehnice, are și domnul medic veterinar Stângă George Ionuț, care e prezent. Întreaga activitate a sectorului de uscat, condiționat și calibrat sămânță este coordonată de domnul inginer Negru Gheorghe. Este în concediu. Tot personalul de la stația de condiționat semințe se află în concediu pentru că imediat începem campania. Și activitatea din cadrul sectorului de mecanizare este coordonată și derulată de șeful sectorului Codrin Mihăilă, împreună cu domnul inginer Olaru Petru. Tuturor le mulțumesc pentru implicare și pentru faptul că au înțeles că ne desfășurăm activitatea într-o unitate de cercetare-dezvoltare care impune mult mai multă responsabilitate comparativ cu alte sectoare din domeniul agriculturii. Sigur, eu îmi mențin credința
și dorința că activitatea stațiunii Secuieni trebuie continuată, trebuie dezvoltată, pentru că, așa cum spunea marele nostru agronom, Gheorghe Ionescu Șișeș, și anume că multe se pot importa dacă vom avea banii necesari. Dar nu putem importa ceea ce este specific condițiilor naturale, cu referire specială la tehnologiile și sistemele de cultură a plantelor agricole. Și eu cred că cei 27 de ani de tranziție au demonstrat acest lucru. Dragi oaspeți, stimate și stimați colegi, aceasta a fost prezentarea mea. Sigur că în cuprinsul ei sunt și anumite scăpări. Nu cred că am reușit să aprofundez foarte bine fiecare domeniu. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost și sunteți astăzi alături de noi la acest aniversar. Vă mulțumesc pentru colaborare. Vă rog să-mi îngăduiți cu acest prilej să mulțumesc și companiei Bayer, companie cu care stațiunea are o relație de colaborare veche, diversificată, companie care ne-a susținut și la manifestarea de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată și vă invit să ne revedem la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni în anul 2022, la cea de-a 60-a aniversare. Vă mulțumesc! Anul acesta sunt ani de mari eforturi,
de muncă, de studii, de cercetări, da, care au contribuit la dezvoltarea sectorului agricol românesc prin producțiile, prin ceea ce practic fiecare român din zona dumneavoastră de influență a pus în farfurie. Mai departe, ca să putem să avem o agricultură performantă, deci trebuie ca cercetarea agricolă să fie sprijinită. Îmi pare rău că în anii din urmă nu a fost disponibilitatea necesară din partea conducerilor. E istorie, dar haideți să, ca prezentul, să-l modelăm astfel încât, cum am spus, cercetarea să joace un rol primordial în agricultura românească. Numai departe de săptămâna trecută am fost atât la Academie, cât și la Minister, este distinși oaspeți în Franța, omologi de-ai dumneavoastră, vorbesc de INRA Franța, care au prezentat un raport, o viziune de recalibrare, să spun așa, a cercetării românești. Plecând de la pura geografie de moment, pertinentă, pe care o știm cu toții, o știam cu toții, aveam nevoie să ne spună niște persoane din exterior, și cu niște concluzii amare. Nu vreau să le dezvolt, că nu-i momentul, da? Dar acele concluzii vreau să vă spun că erau din viziunea trecutului. Iar concluziile duceau undeva la închiderea ușii. Pe acest segment. Da? Viziunea noastră este cu totul alta, cum am spus, a echipei actuale a Ministerului Agriculturii și vreau încă o dată să le interesez. Tot meritul este al domnului ministru Petre Daia. Practic, eu zilnic am întâlnire cu dânsul pe această activitate de reorganizare, iar mai departe, de două ori pe săptămână, personal mă întâlnesc cu echipa de la Academia de Științe Agricole și Silvice pentru a identifica măsurile, drumul, căile, astfel încât să putem să scoatem aceste hotărâri de guvern. Să zic așa, targetul, perioada pe care am luat-o în calcul și pe care domnul ministru a impus-o, a fost ca până în luna august să reușim la toate cele 80 de stațiuni să le reorganizăm. Dacă în cei 8 ani de zile s-au reușit a se promova 3 hotărâri de guvern, până la această dată avem, în acest an de și în cele 5 luni de zile avem 8 hotărâri de guvern emise. Parte din directori sunt aici cei care deja au hotărârile în mână. Ieri am luat avizare de la Ministerul Finanțelor Publice, pentru că este cel mai greu minister, practic. În momentul în care am trecut de Ministerul Finanțelor Publice, știm că hotărârea într-o săptămână, maxim două, este în guvern. Deci, ieri am luat Pitești Mărăcineriu, deci într-o săptămână, două, avem și Pitești Mărăcineriu. Avem șapte în continuare
avizate de Ministerul Cercetării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, introducându-le și solicitările Ministerului Finanțelor Publice, care sunt pe traseu, încă 3 la Ministerul Cercetării, care urmează traseul celorlalte 3 ministere. Mai avem încă 14 în compartimentele Ministerului Agriculturii în diferite etape de procesare și încă 12 care trebuie să vină de la ASAS cu termen până pe 15 iunie, astfel încât luna august să o putem targeta. Nu vreau să revin cu una plus, pentru că în luna august vrem la rectificarea bugetară, să vă prindem pe toate, da? Cu finanțare și, cum am spus, nu aș vrea ca unul dintre dumneavoastră, o stațiune, să rămână și să nu o putem ține anul acesta, astfel încât de la anul să putem lua în calcul și măsuri de financiare pentru investiții. Deci, suntem conștienți de eforturile pe care le-ați depus în toată această perioadă, iar cuvântul meu către domnul ministru a fost în urma câtorva vizite pe care le-am efectuat la câteva stațiuni, că sunteți niște eroi pentru ceea ce ați făcut în această perioadă. Eforturile pe care le-ați depus, greutățile, situația materială, salariile. Și fac o paranteză aici. În această săptămână am rezolvat și pe această latură, deci, a salarizării, una dintre probleme, cu sprijinul nemijlocit al domnului președinte și al domnului vicepreședinte. Și zic eu, și cu implicarea mea personală, directă și indirectă, am ținut alături și în permanență contactul cu regulă conducerea Academiei pe acest subiect. Deci m-a interesat foarte mult această latură, pentru că am primit informațiile și este normal ca un cercetător, da, ca să poată să își deruleze în continuare activitatea și sau după câțiva ani de formare să nu plece către alte structuri private și nu vreau să zic în ce domeniu, pentru că ne știm, da? Deci pentru a putea face acest lucru, deci trebuie să și vă cointeresăm. Prin această creștere de 20%, prin viitoarea creștere de 25% de la 1 ianuarie, am făcut un mic pas, da, și pe acest segment. Știu că ar fi trebuit mai mult. Atât s-a făcut la acest moment și credeți-ne că am depus eforturi foarte mari pentru a îndeplini și acest obiectiv. Și ca să revin la activitatea de astăzi, încă o dată, prin ceea ce a definit doamna director în explicațiile dânsei, mai mult m-a convins de necesitatea de a sprijini cercetarea agricolă românească, pentru că am văzut aici rezultate remarcabile, o activitate remarcabilă, în condițiile unor presiuni remarcabile. În special, eu acum am aflat-o, am
fost implicat în acest segment de activitate, în special presiunea fondului funciar pe care ați avut-o în toți acești ani. Dacă hotărârile de guvern de reorganizare se rezolvau la timp, poate se rezolva și această presiune la timpul ei. Dar a stat cu această greutate pe umeri încă 8 ani de zile. În momentul în care iau fiecare stațiune și văd momentul zero și unde s-a ajuns, da, din perdele de suprafețe, numai unele sunt chiar de-a dreptul hilare. Dar suntem la cota zero, ne aducem la momentul adevărului și ne aducem la momentul în care de aici înainte nimeni să nu mai poată să batim. Să știm, da, că suntem la un moment de aici înainte în care puteți să faceți predictibilitatea viitorului. Pentru că asta contează foarte mult, da, pentru că vorbim de personal, vorbim de salarizare, vorbim de cash flow, vorbim de investiții, de dotare și de teme de cercetare, astfel încât, da, să ieșim cu noi soiuri, condițiilor noi de climă, cum ați dat și dumneavoastră concluzia, de tehnologii noi și de un contact cât mai apropiat și mai direct cu producătorul agricol, care practic este beneficiarul activității cercetărilor dumneavoastră. Și aici, extensia pe care o derulați aici, în inima stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni, am văzut-o bine pusă la punct, o știu, am participat într-un an la un asemenea eveniment, ca și producător. Deci, am văzut legătura directă cu producția agricolă, ceea ce și cer în continuare pentru toate celelalte stațiuni, da? Dacă până în acest moment am spus că ne-am derulat activitatea cu greutate, haideți de acum să ne deschidem ușile cât mai largi către producătorii agricoli, deci către contactul direct cu producătorii prin zilele câmpului pe care le organizăm, da, pentru a-i pune în contact direct, da, cu rezultatele pe care le-am obținut. Cum am spus și la perieni, da, de ce aici sunteți în colaborare direct cu un Baie, un Singenta, un, nu știu, o altă mare firmă, da, furnizoare de semințe, de pesticide, de orice ar fi ea, reușește să realizeze zile ale câmpului și în care se atragă sute de producători, noi, fiecare stațiune în parte, să nu putem și noi face același lucru. Știu, mi s-a spus că sunt constrângeri de ordin financiar, legislativ, Curtea de Conturi, o știm cu toții, și eu vin din administrație și știu ce înseamnă că elanul pe care vrei să-l manifesti în a realiza lucruri și când vine controlul, nu știi cum s-o scos la capăt, dar se mai găsesc formule. Avem Direcția Agricolă Județeană, să îi mulțumesc că este implicată și participă aici. Avem contactul direct cu Prefectura, cu parlamentari din Parlamentul României, care putem să contactăm unul, doi producători mai importanți, dacă nu avem posibilități financiare, da, de a ne sponsoriza un asemenea tip de activitate.
și cred că nu s-a dat deoparte. Da? Dacă nu, contactați-ne pe cei de la Minister și ne implicăm. Astfel încât, da? Haideți să le arătăm cine sunt. Da? Să le arătăm rezultatele pe care le-am obținut și astfel încât implementarea lor în producția agricolă prin producătorii români, da, să fie cât mai vizibil. Am fost în această săptămână și la cei 60 de ani la fundul. Rezultate remarcabile. Soiuri remarcabile. Cu aplicabilitate foarte largă în practica agricolă. Dar ne trebuie vizibilitate. Ne trebuie să ieșim în față. Să nu mai stăm în urmă. Cum am spus, suntem specialiști, suntem cercetători, dumneavoastră, suntem oameni cu minți. Oameni ai cifrelor, ai cărților, dar trebuie să ieșim un pic și în lumina reflectoarelor, în ghilimele spus, astfel încât să devenim mai vizibili. Și în momentul în care vom deveni mai vizibili, atunci cuvântul nostru va fi altfel văzut. Și vom fi priviți, vedeți-mă, cu totul altfel de fiecare trebuie. Da? Încă o dată, doamnă director, felicitări dumneavoastră, echipei dumneavoastră și dați-mi voie să închei prin mesajul de încredere, speranță spre viitor, da? Și toată disponibilitatea și efortul nostru, al actualei echipe ministeriale, da? Pentru activitatea pe care o desfășurați și faptul că suntem hotărâți să vă sprijinim în viitorul apropiat, astfel încât, cum am spus, să repornim motorul cercetării agricole românești, fără de care o producție agricolă în România, în noile contexte, dar nu se poate, nu se poate defini. Vă mulțumesc, succes și încă o dată mă bucur că sunt printre dumneavoastră, în fața dumneavoastră și reiterez încă o dată tot sprijinul și disponibilitatea mea. Eu vă mulțumesc, în primul rând, pentru că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi la Secuie. Vă mulțumesc pentru atenția și importanța pe care o acordați cercetării agricole. Și am observat lucrul acesta chiar de la sesiunea anuală de referate a Institutului de la Fundulea. Și faptul că și la alte manifestări organizate de alte unități de cercetare ne-au permis să ne întâlnim cu dumneavoastră. Asta înseamnă că sunteți aproape cu gândul, cu sufletul și că, într-adevăr, așa cum ne spuneți de fiecare dată, există dorința din partea dumneavoastră de a reporni, cum de fapt și domnul ministru al agriculturii își dorește, de a reporni măcar în ceasul al 12-lea motoarele cercetării agricole. Vă rugăm să transmiteți și domnului ministru al agriculturii salutul nostru și ne punem toate speranțele și eu chiar cred că ceea ce ne spuneți va deveni realitate. Vă mulțumesc încă o dată!
salut! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Confruntat și cu dificultăți
financiare, așa cum s-au confruntat, cum se confruntă aproape toate unitățile de cercetare. Eu sper că aceste lucruri să-și găsească o rezolvare în sfârșit în acest an și trebuie să spun, am ajuns așa să ne lăudăm, să laude ministerul și ministerul să ne laude pe noi, dar nu s-a întâmplat. Dar trebuie să recunosc sincer că, de exemplu, ultimii 3-4 ministri ai agriculturii n-au avut timp să vină o dată la cuplea. N-au avut timp ca să avem o discuție legată de aceste diferențe care au trebuit să fie cercetate. Nu acest lucru s-a întâmplat, sau se întâmplă cu actuala conducere a Ministerului, care, iată, după ani de zile, a demarat elaborarea hotărârilor de guvern și insistă pentru că acestea să fie finalizate, finalizarea lor însemnând clarificarea fondului crucial la fiecare unitate și totodată crearea posibilității de finanțare conform legii. Am avut legea din 2009, dar nu s-a aplicat. Noi suntem încredințați că ne apropiem de acest obiectiv, pentru că să fie una din legi care era numărată cercetării ar putea fi sau va fi pusă în aplicare. Și aduc mulțumiri Ministerului Agriculturii prin implicarea care a făcut un lucru care nu s-a întâmplat cu celelalte conduceri ale ministerilor în ultimii ani. Cu fondul funciar a avut, știu, probleme foarte mari în conducerea stațiunii, prin telefoanele, fragmentele pe care le primeam de la doamna director. Totuși, ce mă facă, iar vor să mai asta, iar vor să mai asta, atâta hectare. Deci, în momentul de față, stațiunea a rămas cu a 11-a parte din terenul pe care l-a avut. În 90, a 11-a parte, deci 10 părți s-au dus în altă parte și a rămas la această părticită de 360 de și cu această suprață, bine că este și asta, pentru că reușește să organizeze în condiții bune fluturile experimentale, reușește prin această acțiune de luare în arenda terenilor să producă sămânță, fiindcă sămânța, atunci când se produce, are nevoie de suprafețe mai mari din motivele care și dumneavoastră ne cunoaște. S-a încheiat aici, iarăși mi-a plăcut foarte mult, vă spun, mi-a plăcut foarte mult prezentarea făcută de doamna director, s-a încheiat cu oferta. Ce oferă stațiunea celor care au nevoie de rezultatele muncii stațiunii. Și au fost prezentate o serie de lucruri pe care cred că ar trebui să fie luate în considerație de cei care beneficiază de activitatea acestei stațiuni. Nu mai fac nicio referire, domnul secretar de stat la regiunul. Domnul secretar de stat și mai este în minister care la două zile vine în Academie. Vine vaccinat. În ce stadiu sunt însuși? Deci știu în ce stadiu. Dar probabil că domnul ministru Petre Daia îi trimite bugetul ăla stadiu. N-avem ce face și noi. Toate forțele noastre sunt foarte reduse în Academie. Este numai o persoană care mânuiește toate datele de fond funciar. Unele nu sunt întotdeauna am primit de la stațiuni care clară justificare cum trebuie să justifici la Ministerul Finanțelor cum a scăzut suprafețele respective pe bază de documente, de acte, nu așa, că le-a luat primăria sau le-a luat, nu documentul care să atestească. Oricum,
colaborarea noastră este foarte bună și ne dă speranțe ca să rezolvăm problemele statului. Doamna director, eu încă o dată vă oferim să fie dumneavoastră colectivul stațiunii pentru tot ceea ce ați făcut și faceți și vă urez mult succes în continuare. Această apreciere o ia în considerație și Prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice, prin care vă acordă diploma meritul agricultor Ionescu Șișești, distinție a pasul a Academiei, se acordă stațiunii de cercetare dezvoltare agricole Secuieni cu prilejul aniversării a 55 de ani de rodnică activitate științifică de cercetare dezvoltare agricole. Este prezent și vreau să vă spun aici că nu sunt decât câteva
câteva, câteva stații. Este Secuieni, mai este Turda, mai sunt încă două, nu le spun, două, trei, care le putem pune ca cele mai bune unități de cercetare, în afară de institutele naționale care au un regim aparte. Da, ca să nu se supere că este o problemă. Vă doresc încă o dată mult succes și numai bine. În care, la ușă, primele discuții să nu le-am cu fostul președinte al Academiei, domnul profesor Răuță, și cu secretarul general, că erau acolo pentru ceea ce însemna această presiune teribilă de a rupe pământ de la unitățile de cercetare. Una dintre stațiunile care erau vizate la vremea aceea era și Secuieni. Alături de ceea ce spuneam săptămâna trecută la Pecini, apoi la stațiunea de pagină cu Vaslui și sigur și celelalte, Iașu, dar acolo am avut alte ține legături directe, pentru că după discuția mea cu președintele și cu secretarul general, telefonul și discuția cu prefectul. Și pentru că înainte de a veni, de a începe activitatea aceea, am stat puțin cu doamna director, vreau ca să amintesc un lucru care, din păcate, s-a repetat în multe cazuri. Și aceea că răul nu totdeauna a venit din exterior, ci a venit din interior. La vremea aceea, marele rău, împotriva stațiunii și a desfacerii ei, venea din interior. Asta în condițiile în care, vreau să amintesc, că acest rău era numai aici. S-a dus și către universități, s-a dus inclusiv către curtea Academiei, pământ care nu fusese niciodată a nimănui, cea statului și o donație pentru ce a însemnat dezvoltarea Universității respectivă Academiei de Știință a ICAU-ului și acum Academiei, și care, practic, ducea la dispersia aceasta a ceea ce însemna bunul cel mai de preț și fundamental, bunul funcțional. Am o discuție și cu marți fermieri de aici, care într-o parte se discutau un contract și într-o altă parte se acționau într-un alt. Am avut discuții inclusiv un coleg parlamentar moment, da? Care considerau că stațiunile sunt niște competitori neloiali în producerea de sămânță. Pentru fermele producătoare de sămânță, lucru absolut fals. Deci nu mă așteptam de la unii oameni să poată pune problema așa. Nu le dau numele, probabil într-o carte pe care încerc să o scriu mai departe să spun despre acest lucru. Și astăzi auzeam că pe cineva mai avea o magazie din interior. Îi întreb pe cei care, de pildă, au făcut marile ferme și care le-au pus la dispoziția primelor unități de cercetare din această țară, și aș da aici exemplu de pildă ce n-am vă prezintat, ce-o cunosc foarte bine, care s-a născut dintr-o donație. Din donație de terenuri, cu un obiect foarte clar, aceea de a produce la început sămânță pentru fermieri și pugari din zone, și apoi cu obiectul de activitate de a crea soiuri și material biologic pentru ceea ce însemna adaptarea culturilor respective la condițiile locale. Iar mie mi-a plăcut un lucru excepțional pentru că rec de câteva evenimente care s-au petrecut săptămânile acestea de ceea ce a strigat citatul din Gheorghe Ionescu și Șenci, care este senzațional pentru momentul de acum. Și vreau să-l spun că transmitem mereu către colegii din producție și nu numai, a faptului că la această dată, de pildă, România importă, eu am mai spus-o. Sigur, evaluarea nu este chiar foarte precisă, dar ne gândim acolo. Importăm materialul biologic de peste 1 miliard de euro. Vă rog să rețineți. Material biologic în agricultura României de peste 1 miliard de euro.